această dimineață, un bărbat de 30 de ani din județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 în localitatea Orșova, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 36 de ani. În urma impactului au rezultat două victime care au necesitat îngrijiri medicale din partea cadrelor de specialitate. Mașina de lux a fost grav avariată, ceea ce înseamnă că conducătorul mașinii a rămas cu pagube materiale foarte mari. Traficul a fost blocat pentru o perioadă lungă de timp. În această dimineață, un bărbat de 30 de ani din comuna Dăneasa, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, în localitatea Orșova, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 36 de ani. În urma impactului a rezultat rănirea unuia dintre conducătorii auto și a unui pasager. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.